Un mic dejun bogat și o cină mai modestă ar putea ajuta la pierderea în greutate, pentru că astfel senzația de foame se va diminua, spun cercetătorii. Conform Digi24, oamenii de știință au contabilizat foarte strict mesele oamenilor pentru a compara impactul unui mic dejun copios sau al unei cine bogate. O echipă de la Universitatea din Aberdeen a descoperit că oamenii ard aceleași calorii oricând ar avea cea mai importantă masă a zilei. Dar pofta de mâncare era vizibil mai mică după micul dejun copios, ceea ce ar putea susține o dietă și scăderea în greutate. Cercetătorii au analizat îndeaproape crononutriția și modul în care alimentele pe care le consumăm sunt afectate de ceasul intern al organismului uman. Au ajuns la concluzia că seara este un moment prost pentru mese bogate, pentru că ceasul intern ne spune că este timpul pentru somn. Cei 30 de voluntari care au participat la studiu au avut toate mesele pregătite timp de mai bine de 2 luni, micul dejun, prânzul și cina, având aproximativ 1700 de calorii pe zi. Au avut o lună cu mic dejun uriaș, cu aproape jumătate din caloriile zilnice, urmată de un prânz modest și o cină și mai săracă. În următoarea lună, voluntarii au avut cina bogată, iar dimineața au mâncat puțin. Rezultatele citate de BBC au arătat că în ambele situații s-au ars aceleași calorii, însă diferența esențială este că în perioada cu mic dejun bogat, nivelul apetitului a fost mult mai scăzut pe timpul zilei. Profesorul Alexandra Johnston a spus că acest lucru este esențial de avut în vedere în viața reală. Studiile sugerează că pentru controlul poftei de mâncare, micul dejun bogat a fost soluția câștigătoare. Dacă vă puteți începe ziua cu un mic dejun bogat și sănătos, este mai probabil să vă mențineți nivelul de activitate fizică și să mențineți controlul asupra apetitului pentru restul zilei. Mesele de dimineață din studiu au inclus smoothie-uri, iaurturi, ouă, cărnați și ciuperci, toate cu conținut ridicat de proteine care îi ajută pe oameni să se simtă sătui, relatează Digi24.